Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod în care pierd bani. De ce? Pentru că aparent vouă vă place să pierd bani. La ultimul episod de genul am strâns peste 1000 de like-uri și sincer nu mă așteptam să strâng peste 1000 de like-uri. Sau cel puțin nu așa de repede. Bine, am strâns 1000 de like-uri acum o groază de timp, dar n-am mai avut bani să bag practic să cumpăr cutii. Înțelegeți voi cum funcționează chestia asta? Chiar mă așteptam să dureze destul de foarte mult, dar am strâns atunci aproape imediat 1000 de like-uri și da. Deci dacă vreți să vedeți un alt episod, hai să strângem, nu știu, 1300 să fie puțin mai greu. Cred că așa ar fi ok. Bun. Însă până atunci hai să trecem la treabă și să ne pierdem banii. Pentru că de ce nu? Avem 16 cutii din acelea la care pică și căcaturi din astea de Championship Jewels. Cu ocazia asta poate o să ne upgradăm și noi iconița la un tier 2 ceva. Și hai să dăm bătaie, hai să pice Udyr. A, dar chiar am mai deschis și eu o cutie pentru că mi-a picat de-aia. Când... După tot acest timp și îmi pică și mie în sfârșit un ultimate skin, for fuck's sake. Oh my god, oh, perfect. Perfect! Nu e Udyr, dar e DJ Sona. Sfârșit. Oh my god, ce bine mă simt. Da, voiam să zic că am mai deschis o cutie și mi-a picat încă un gemstone. Deci suntem la 3 gemstone-uri distanță de soul, ceva soul stealer. Am zis bine, soul stealer vein. Bun, hai să trecem mai departe. Mamă, direct DJ Sona, vai, super! Și Shen, bineînțeles, pentru că ne-a dat DJ Sona. Oh, by the way, sincer, nu știu ce mă bucur. Mamă, eram... Uitasem de chestia aia și credeam că o să-mi pice gemstone. Băi, sincer, dacă țineți minte voi în episoadele trecute, am zis că dacă ar fi să-mi pice un skin de genul... ăsta ar fi cel mai nașpa, pentru că eu nu joc Sona și chiar nașpa. Adică, pui mei, preferam la Ezreal, pentru că mai joc Ezreal, sau Udyr, pentru că, pui mei, până la urmă jucam Udyr când am început, acum nu mai joc Udyr, dar parcă tot vreau să-mi pice, mă rog, hai să dăm forge chestia asta și după aia mergem mai departe, pentru că de ce nu? Bun, avem iconiță de tier 2, putem să facem la tier 3, nu mai putem să facem la tier 3. Ah. Și acum ce fac chestiile astea? Da! Și o să rămân și cu chestiile astea în inventar cum am rămas cu projectorurile. Super! Ia, nu mai contează chestiile alea, o să dispară. Dar pot să le faci în esență și două, una. Deci, da. Ce? Băi, stai. N-a picat nimic? A picat un mort? Like, really, mate? Wow, s-a dus pe pulă tot norocul meu. Oh my fucking god. Dacă îmi pică doar Sona și numai căcaturi. Oh my fucking god, Lord Mordekaiser. Hai să Gemstone, yes, încă două. Oh my god, nice. Mamă, ești nebun, încă două gemstone-uri. Wow. Și wow, ok. Băi, sunt foarte norocos la gemstone. Să-mi trag palme. Mai îmi pică un gemstone din 12, dacă ar pica, mi-ar pica, ar fi genial. Paradrize nu e rău, nu e rău deloc chiar. Paradrize e chiar bun. Foarte tare. Ok. Haide, Warden Jax. Oricum. Miss Forge, aoleo. Băi, știți care-i faza? Că eu am atâția de ăștia și mai am doar un singur campion necumpărat. Bun, acum am toți campionii iar. Perfect. Aș putea să joc un Ivern. Mamă lui. Nu știu cum se pronunță numele lui, dar sincer nu prea mă interesează. Ok, și Nightmare Cho'Gath, măcar e Legacy. Nu o să mai împice un gemstone. Bă, dar nu era un gemstone și un skin ultimate, e ok.
Da, cred că am. Nu știu dacă am, la sincer. Nu prea joc Diana. Am jucat și eu cândva Diana, acum sunt. O grămadă de astea. Mă, harta că era, nu știu, mai departe, gen să faci, nu știu, tier 3, tier 4, să fie gen silver, gold, platinum, diamond. Și cu ocazia asta făceau și mai mulți bani și erau și multe iconițe. Ha, dar ce să faci, Rito? Rito. Goalkeeper. Bă, nu o să mă plâng. Încă un gemstone, s-a mort, că mi-a mai picat un gemstone, s-a mort. Deci nu cred că sunt la un gemstone dist... Băi, sunt la un gemstone distanță, ești nebun la cap. Oh my fucking god. Oh my god, lol, ce tare! Wow! Doar trei astea. Vai de capul meu cum a fost asta. Vai de capul meu. Ah, și un pic oară, dar nu contează. Actually, chiar îs fericit, frate. Mai vreau un gemstone. Oh my god. Ok, abia aștept. Și mama ar trebui să încep să fac niște re-roll-uri din chestiile astea. Sau să încep să le vând în puii mei și să cumpăr ce vreau, nu știu exact. Cred că am eu cai. Stau reroll la astea de 500. Să văd dacă am câteva. N-ai de merge gat. Ok, hai mai avem 2 și pe urmă vedem ce facem. Wow, frate. Și mi-a picat încă un skin la Katarina. Wow, și acum suntem la ultimul ăsta. Ultimul chest. Hai să deschidem și să-i dăm bătaie, să vedem ce pică. Galio. Băi, sincer, aș putea să mă plâng, dar nu o să o fac și o să zic mulțumesc. Pentru că am 9 gemstone-uri, fuck. Mai am nevoie de încă unul. Băi, de ce nu putea să mai existe un bundle din ăla care să-mi dea automat un gemstone? Era într-un timp. Ok. Bun, hai să ne uităm așa, ne uităm la skin-uri și să vedem dacă găsim unele la Divine Soraka. Reroll că ăsta nu-mi place. Poți să țin, nu știu exact dacă să-l cumpăr sau nu. Și ăsta. Și hai să punem 1.750. Nu cred că moare nimeni dacă punem 1.750. Oricum, la fel de bine poate să ne pice din toate astea un skin de tococatul. Feral Warwick. Nu mai skin de 750 pe care nu le vreau. Bă, păi e groasă treaba dacă... De fapt, știi ce-l dau pe ăsta, nu e cine știe ce. Nu-mi place așa de mult, sincer, oricum nu mai joc Vi de o tonă de timp, deci... Reroll! Reroll! Precene. 100 esență și... Ah, exact ce ziceam, un skin de căcat pe care nu o să-l joc niciodată. Mulțumesc! Chestiile astea oricum o să le de-enchantez pentru că puii mei nu-mi plac skinurile astea. Poate doar pe ăsta să-l țin, dar mă rog, cam asta ar fi oricum tot. Cam asta ar fi tot pentru acest episod. Mă atât am fost Cristi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și un like și... La 1300 de like-uri o să mai fac alt episod de genul, nu știu, nebis mă fac eu toți campioni ăștia, dar mă rog. Da. Ce ziceți, să o păstrez? Poți să o cumpăr sau... Fuck that, o iau. E primul meu skin legendar. Nu o să mai joc foarte des, dar mulțumesc, stai.
Aolo, băi, stai, să mor tu că nu mi le dă primele. A, le dă pe aici, bravo. Sau unde naibii sunt alea cu sona? Alea sunt? Băi, eu cred că astea sunt, cred, nu sunt sigur. Oricum, cum ziceam, asta ar fi tot. Până data viitoare, am fost Cristi, sper că v-a plăcut. Noi o să ne auzim data viitoare. Bye, bye.